Copiii sunt cei mai mari admiratori atunci când trec pe lângă ornamentele colorate din flori care au împânzit orașul. Și adulții sunt atrași de mirosul parfumat al florilor albe, roșii, violete sau galbene. Florile reușesc să aducă zâmbet și bucurie pe chipul oamenilor. Sunt florile cele mai frumoase. E foarte frumos. Mi se pare extraordinar de frumos și chiar ne bucurăm. Foarte frumoase. Am făcut și noi poză. Iașul a ajuns să fie admirat aproape la tot pasul. Spațiile verzi, ar și peisagist a florilor au dat viață orașului, iar pentru acest lucru au muncit aproape tot anul aproximativ 600 de angajați ai societății Servicii Publice Iași. Din punctul de vedere al numărului de flori plantate și produse în serile noastre, anul acesta a fost un an record, pentru că am ajuns la aproximativ 1.400.000 de flori produse. În acest an. Anuale, bianuale, lalele, crizanteme mușc, mușcate și celelalte flori și ne-am bucurat că acestea au fost și din punct de vedere calitativ la înălțime. Aranjamentele florale din Iași au fost fotografiate și postate pe site-uri de socializare unde au strâns zeci de mii de aprecieri. Au fost apreciate de ieșeni și nu numai și de oamenii care ne-au vizitat orașul și încercăm în măsura în care este sustenabil să facem aceeași producție și anul viitor. Bineînțeles, încercăm permanent să îmbunătățim atât din punct de vedere al tipului de flori, cele care s-au pretat mai bine pe anumite zone, cât și a, a, din punct de vedere cromatic sau a, din punct de vedere al celorlalte caracteristici să găsim și alte flori pe care să le plantăm. În sera de la Societatea Servicii Publice din Iași se lucrează la foc continuu. Pe străzile Capitalei Moldovei urmează să apară noi ornamente florale.